Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem în sala sporturilor din Giurgiu. Vom asista în continuare împreună cu dumneavoastră la o nouă partidă a echipei noastre Nova Force din Giurgiu în cadrul campionatului național de junioare 1. Va întâlni astăzi pe colegele lor din Slobozie de la Clubul Sportiv Școlar. Sunt alături aici la sala sporturilor de colegul meu Dobre, dar nu Dobre Ilie Dobre de la fotbal, ci colegul meu de la TV Giurgiu, Dan Dobre. Împreună vom comenta această primă partidă la TV Giurgiu și a revenit cinstea acestui sport de echipă care înseamnă handbalul și în special handbalul feminin. Rog pe Dan să prezinte și echipele care vor juca pe parcursul a 60 de minute în fața dumneavoastră la TV Giurgiu. Ei, și dacă începem cu Ilie Dobre și Dan Dobre, bună ziua domnilor și domnilor și bine v-am găsit la meciul de handbal dintre CS Nova Force și CSS Slobozia. Da, să ne anunț când transpir. Când transpir, o să cer puțin apă. În partea stângă, deja fetele de la Slobozia au început și au și înscris. Spunem echipa de start de la Slobozia. Da. Cu numărul 5, Moraru Nicoleta, cu numărul 6, Badea Elena, cu numărul 8, Nistor Adina, cu numărul 10, Nicolae Adriana, cu numărul 12, Soreanu Alexandra, iar cu numărul 15, Bădiu Sabrina. Trebuie să vă mai spunem, stimați telespectatori, fetele noastre sunt în tricouri albe și shorturi roșii, iar, bineînțeles, oaspetele din sala sporturilor este în echipament de culoare închisă. Iată și componența fetelor de la Nova Force, echipă antrenată de Virgil Georgescu. Numărul 1, Stan Florina, 2, Ana Maria, 4, Popa Andreea, 6, Ene Roxana, 7, Cazacu Corina, 8, Alexandra Georgescu, 10, Badea Andreea, 11, Iordan Ioana, 13, Bădică Denisa, 14, Stoescu Cosmina, 15, Anehei Carmen, 16, Dobcea Laurenția și cu numărul 17, Claudia Mincu. Cum am spus, Virgil Georgescu este antrenorul acestei echipe, iar arbitrii Bălăcescu Alexandra și Răduț Corina din București. Haideți să mai urmărim, Dane, și ce se mai întâmplă pe teren. Da, și primul este 1-1 în acest moment. Primul gol a fost înscris de oaspeți, fetele de la Slobozia. Am scris cu numărul 15, Bodiu Sabina. Între timp am urmărit și un gol din partea giurgiuvencelor în minutul 2. A marcat Constantin Ana Maria. Vedem, pare că fetele încep să se tachineze, să observe care este jocul, cum se descurcă, pe unde poate să atace. Momentan avem o 9 metri. Echipa din Slobozia în atac, dar ratează... S-a pierdut mingea de către oaspete, dar trebuie să vă mai spunem, stimați spectatori, că în Bucurător avem destui suporteri a echipei noastre la sala sporturilor din Giurgiu. Trebuie să vă amintesc că nu de foarte multă vreme handbalul a pătruns și el în această sală, într-adevăr modernă, spațioasă și cu condiții foarte bune de joc pentru sportive. Fetele noastre dispun de un 9 metri în acest moment, pasează mingea pe semicerc. Mingea este la Alexandra Georgescu. S-a certat acolo un 9 metri. Dar până la urmă s-a acordat 7 metri. Alexandra Georgescu beneficiază de un 7 metri, o lovitură de la 7 metri. Alexandra Georgescu, una dintre componentele echipei și bagă, doamnelor și domnilor. Și dacă tot am lăudat-o, a fost și o ratare, dar are nimic. Trebuie să menționăm că Alexandra a fost selecționată pentru lotul național. Da, te rog chiar să spui cu glas tare. Înseamnă că Giurgiu scoate ușor capul și în acest sport. O să urmărim acest atac, bară și din partea echipei oaspete. Am repus mingea imediat, suntem pe contraatac și din nou se ratează. E interesant că nu s-a marcat decât 3 goluri, nu? Dacă înțeleg bine. Da.
Este 2-1 pentru Nova Force. Exact. Și acum echipa oaspete, Ialomițencele, sunt pe linia de 9 metri, plimbă mingea, încearcă să angajeze pivotul și reușește să înscrie. Acum s-a făcut 2-1. Acum este 2-1. A înscris prin Elena Toporea fetele din Slobozia și scorul este 2-1. Din păcate noi nu avem control asupra tabelei de marcaj, trebuie să urmărim exact toate golurile care se înscriu. Fazele meciului. Da, fetele noastre pasează pe Semicec. Alexandra pe ea conducerea jocului, pasează către Carmen, 9 metri. Se pasează, se caută o acțiune, se desfacă apărarea acela din Slobozia. Iar 9 metri și posibilitatea de joc pasiv. Alexandra trage, dar din păcate nimerește pe lângă poartă, ușor. Cel puțin fizic, totuși le dominăm pe cele de la fetele de la Clubul Sportiv Școala Slobozia. Da, asta e clar. Deocamdată nu ne-am pus în valoare această diferență din punct de vedere fizic și să urmărim acest atac al fetelor de la Clubul Sportiv Școala din Slobozia. Liber a fost lăsat acolo Alexandra Georgescu, pasă decisivă către Nicolae Adrian, a fost cea care a înscris pentru Slobozia și scorul a devenit 3-2. Urmează încă, acum Carmen trage și este gol. Așa mă interesează scorul, dacă este 2-2 în acest moment. Deci nu 3-2, 2-2. Minutul 6, doamnelor și domnilor, scorul este 2-2. Am scris cu numărul 15 din echipa noastră, Ana Hei Carmen. Fetele din Slobozia încearcă să preia conducerea jocului și reușesc. În acest moment, prin jucătoarea lor cu numărul 15, Bodiu Sabina, iar scorul devine 3-2 în favoarea fetelor de la CSS Slobozia. Eficacitate bună până la acest moment al meciului la echipa oaspete, care văd că prin jocul prestat chiar le-a surprins pe ale noastre. Ușor, da. Trebuie să vă mai amintesc, mai trei spectatori. Se reia jocul. Da, săptămâna trecută Nova Force a avut meci în deplasare, prima la etapă. Ploiești. L-a pierdut în fața echipei din Plopeni, Clubul Sportiv Plopeni, cu 32-21, dar acest meci a făcut parte din Divizia A, fiindcă trebuie să spunem trei spectatorii noștri că Nova Force merge pe două fronturi, din nou bară, deci ratăm cam mult la acest început de meci și, cum spuneam, la Plopeni a reușit o repriză bună în compania unui adversar mai experimentat. Dar după pauză, echipa noastră a greșit mai mult și gazele s-au detașat. Dar da, a fost diferență de 11 goluri la finalul meciului, ceea ce e foarte bine pentru niște fete care au vârstă, sunt junioare 1 până la urmă și activează în divizia. Da, bineînțeles, au tot viitorul în față. Scorul rămâne în continuare 3-2 pentru fetele din Slobozia, au trecut deja aproape 8 minute din partidă. S-au retras slobozencele pe linia de 9 metri și așteaptă atacul fetele gazelor. Fetele noastre așează ușor jocul pe Semicec, pase succinte, dar se pierde mingea în lateral. Mă gândeam că s-ar putea să fie și ceva emoții la mijloc, mai ales că joacă da, pe o sală de curând. Sală, e primul meci ca lumea, cu mulți spectatori. Da, este și galerie. Cu atât este, mai mult, galeria acolo care susține seamnă echipa. Că giurgiuvenii nu se dezmint, le place sportul și, indiferent de disciplină, vin cu drag la asemenea meciuri și este un lucru bun și pentru echipa noastră, echipa Giurgiului. Au ratat fetele din Slobozia, dar au mai ratat și ele. Mai avem și portar, asta e adevărat. Domnul antrenor Georgescu dă indicații de pe margine. Capitanul echipei, Alexandra Georgescu, preia
freiele meciului și anunță schema de joc. Se merge mult pe Simicec, trage și înscrie Alexandra Georgescu în minutul 9, este 3-3. Mai merge așa, s-ar părea că s-a încălzit mai greu Alexandra Georgescu, că fiindcă e tunarul echipei și trebuie să-și pună în valoare calitățile fizice. Au revenit slobozencele în atac, sunt pe partea stângă, încearcă să creeze o breșă, recuperează fetele noastre. Alexandra dă drumul la un contraatac, se duce pe contraatac și ratează din păcate numărul 11 din echipa noastră, Iordan Ioana. Și se repliază foarte repede, după cum bine vedeți. O ratare care nu se înscrie la cele normale, fiindcă a fost singură pe semicerc cu portarul advers. Și avem o apărare bună, Alexandra dezvoltă încă un atac, tot numărul 11 trage și înscrie. De data asta înscrie, mi se pare chiar printre picioarele portăriței. Numărul 11 de la noi din echipă, Iordan Ioana. Este deja minutul 10 și preluăm conducerea jocului, 4-3 este scorul în acest moment. Fetele din Slobozia încearcă să așeze jocul pe semicerc, dar stăm foarte bine în apărare. Observați? Eu am spus-o mai devreme, stăm bine fizic, avem jucătoare înalte, mai ales spre centru apărării. Și cred eu că încet, încet... Pivoții își fac treaba cum trebuie. Încet, încet echipa noastră va prelua freile. O pasă jocului inteligentă pe pivot, iar numărul 2 înscrie de la noi din echipă, Popa, Constantin Onamaghia. N-ai ce să faci la asemenea faze. Ea a fost o pasă senzațională gândită de capitanul nostru, Alexandru Georgescu. Bravo, fetelor, cât mai este Rudane? În acest moment este minutul 11, iar scorul devine 5-3 în favoarea fetelor de la Nova Force. Deci mai momentul când se vede că deja avem presiune, Carmen recuperează, a dat pas la numărul 11, contraatac și gol, doamnelor și domnilor. Aceeași Iordan Ioana, numărul 11, un gol frumos pe contraatac. 6-3. Așează, se vede clar că se joacă sub presiune și ratează, avem portar și asta e un lucru bun. Iar un alt contraatac foarte frumos, Carmen postează bine mingea, este faultată, va fi 9 metri. Alexandra preia conducerea, joacă cu Ioana, Carmen. Alexandra Georgescu trage, dar din păcate pe lângă poartă. Pase repezi pentru a trece în cealaltă jumătate și o frumoasă boltă a jucătoarei cu numărul 13 din Slobozia. Este vorba despre Soreanu Alexandra, iar scorul devine 6-4. Apariția este surprinzătoare a pivotului echipei din Slobozia, care a păcălit apărătoarele noastre și a reușit să înscrie pentru echipa sa. A găsit breșa în apărare. Fetele pasează în continuare pe Semicerc, se caută un șut, dar... Șut de la distanță, prea mare distanță totuși. Era un șut pe spațiu porții, nu a fost această minge. Oricum, este lăudabil pentru echipa noastră să ducă bătălii pe două fronturi, și în campionatul național de juniori 1 și în... 7 metri și 2 minute. Pentru oaspet. Da, la 7 metri este cu numărul 8, Nistor Adina. Se pregătește să tragă de la 7 metri. Și apără senzațional cu numărul 1, Stan Florina. Deci, după cum bine v-am spus, avem portar. Foarte bine că un portar chiar poate să-ți aducă victoria. E un portar experimentat. Am vorbit cu domnul antrenor Virgil Georgescu și îmi spunea că nu are timp foarte mult fiind la București să antreneze cu echipa. Vine de foarte multe ori și apără pur și simplu și toată lumea stea, frate, cum reușește. Ea este nou adusă la echipă, nu? Transferată la Nova Force.
Și spuneam că merge pe două fronturi Nova Force, juniorul 1 și divizia. Și divizia A, seria Alexander Georgescu de la 7 metri. Acum s-a întors și roata. Gol! Bravo, Alexandra Georgescu, în acest moment scorul devine 7-4, minutul 14. Cam la jumătatea reprizei a întâia suntem și un scor liniștitor, să zic așa, deocamdată. În atac, fetele, încă o dată, portărița noastră, Stana Părăi, iar Dan, din nou și-a făcut datoria portărița noastră. Din păcate, pierdem mingea. Putea să fie un contraatac interesant, sigur, acolo. Sigur. Să vedem acum de ce vor fi în stare fetele să de la Sportiv Școlar. 9 metri. Pasează linia pe, pasează mingea pe semicerc. Ce scuze. Încerc să reducă, fetele din Slobozia încerc să reducă din handicap, dar nu reușesc. Se caută o pasă lungă, dar Alexandra, capitanul nostru, preferă să țină calm jocul. Se pasează. Mingea circulă frumos pe semicerc, pase. Carmen încearcă să pătrundă, dar este faultată 9 metri. Faultată, blocaj foarte bun al apărării. Da. Se închid foarte bine pe semicerc. Da. Și 9 metri pentru Nova Force. Pasă la Alexandra Georgescu, se infiltrează și cea cu pași, cred că a făcut jucătoarea noastră. Nu s-a acordat cu golul. Nu a fost acordat. Și acum s-au și infiltrat în zona apărării noastre. Ia Florentina, care, Florina iar apără. Din păcate, da, au ratat și ne vine rândul acum să le punem poarta în pericol. Încearcă din nou Alexandra Georgescu, e faultat. Dar nu? Este faultat acolo. Am văzut bine, Alexandra Georgescu da. Este, nu? Da. Va fi nevoia de intervenția medicului. Uitați-l și pe domnul Georgescu să duce. Uite, scorul este 7-4, acel gol. Mulțumim fost colegilor că și-au adus aminte și de noi să mai ne uităm și de la tabela de marcaj. Încă e pusă undeva cam în lateralul nostru. De 7-4 și avem o mică pauză. Să vă spunem în mica asta pauză, stimați spectatori, că în seria A, unde evoluează și Nova Force, sunt numai echipe de echipe. Universitatea Neptun Constanța a venit din Liga 1, din Divizia Națională și acum are victorii pe linii și mari șanse de a ajunge din nou de unde a venit, din Liga Națională. Mai sunt CSM Slobozia, Rapid București. Sunt echipe cu foarte multă experiență în divizia. Târgoviște, Piatra Neaț, Bacău, deci echipe cu experiență. Noi suntem de-abia la început, dar totuși e un semn bun, un lucru bun că Giurgiu există și el în handbal și în divizia. În acest moment vom beneficia de o lovitură de la 7 metri. Alexandra se pregătește să execute. Se concentrează, nu se uită, trage și gol! În acest moment scorul devine exact ca și cealaltă lovitură de la 7 metri, 8-4, bătută la bar jos în stânga portăriței. E cam poziția preferată, acolo, da, în dreapta jos. Ai momente când o trage și sus, dar îi place. De obicei în schimb, 7 metri în schimb. Apără încă o dată senzațional, recuperează în schimb fetele din Slobozia, mai încearcă un contraatac, mai încearcă un atac, îmi cer scuze. Plimbă mingea puternic pe semicerc. Caută breșa în apărarea noastră, dar fetele noastre se apără foarte bine. Și apără Florii. Și ratează oaspetele. Încă un contraatac lansat de Alexandra, pasă frumoasă la pivot și gol, doamnelor și domnilor. Cu numărul 13 de la noi, Bădică Denisa a înscris, iar scorul devine în acest moment 9-4. Apare și pe ecranul nostru, mulțumim colegilor din nou, 9-4 este scorul în acest moment, stimați spectatori. Practic, care și reflectă situația din teren, am dat dovadă de mai multă eficacitate în ultimele minute ale acestei prime reprize. Se întoarce jocul înapoi, se acordă mingea
fetelor în negru, să zic așa, dar nu sună bine, fetelor în echipament închis. Da. Așa, șutează pe tehnic pe lângă poartă. Pe lângă poartă. Un contraatac lansat. Ah, dați pierde mingea. Deci mingea a circulat rapid de la o poartă la alta. Acum, din nou, slobozencele încearcă să... Am recuperat mingea, Carmen pleacă pentru contraatac, se duce până în poartă și gol! Dacă mi-aduc bine aminte, Carmen de la Nova Force este o jucătoare adusă în această vară, dacă înțeleg eu bine, e un transfer de la București, Anehei Carmen. Dacă... Da, acesta este numele ei complet, Anehei Carmen. O jucătoare bună, o jucătoare care arată că are destulă experiență să... mai ales să joace și în divizia A. Acolo unde trebuie să facem și noi față, gol de data asta. Am primit gol în acest moment. A fost bară gol. Cu numărul... auziți galeria în acest moment, cum strigă. Numărul 12, cred că a fost Alexandra Soren. Da, da. Zece la 5 este scorul în acest moment, stimați spectatori. Galeria își face datoria și simte prezența. De fapt, și-a făcut-o mereu și la fotbal și la basket. Acum e rândul Habalui. Șutează în blocaj. Recuperează Carmen. Slobozencele și acum pe contraatac. A plecat rapid. Pasă pe partea stângă și gol. Și gol. Numărul 11. Iordan Ioana de la noi. Trebuie să spunem că tu ai fost mai dus la handbal. Eu văd că deja le știi pe jucătoarele noastre, fără să mai uităm pe cutii la numere. Da. Și e foarte frumos din partea ta. Merge treaba mai altfel, mai cursiv. Scorul a devenit 11 la 5 în acest moment, iar antrenorul din Slobozia cere timeout. Este vorba despre domnul Simion, cum a cerut un timeout. Mulțumim colegilor. S-au scurs aproape 20 de minute din această partidă, iar scorul din această primă repriză. Scorul este de 11 la 5 în favoarea gazdelor. Așa cum decurge meciul, cred că nu vom avea probleme cu scorul, adică cu rezultatul final în această partidă, dacă jucătoarele noastre vor merge în continuare în acest mod. Bine, dar să nu spunem hop până n-am trecut pârlezul. Sunt de acord și cu această remarcă ta, dar ținând cont că știm echipa noastră. Da, avem încredere în fete și suntem convinși că voi face o figură frumoasă până la finalul meciului. Trebuie să anunțăm că tot astăzi sâmbătă echipa mare de basket CSS Giurgiu evoluează la București în compania celor de la CSM București. Până acum, scorul general în meciurile directe este de 3 la 1 în favoarea celor din București, dar plecăm cu încredere și cu dorința de victorie. S-a reluat partida după timeout, fetele din Slobozia plimbă mingea pe semicerc, a fost acolo o apărare în semicerc și se va da 7 metri. Fetele noastre au pătruns în semicerc în momentul în care au încercat să blocheze. Nistor Adin a luat mingea, se pregătește să execute. Și este gol. Este gol, o execuție bună. Mai a tras bine. Aceste tinere handbaliste din Slobozia. Și numărul 7, cazacul Corina, a intrat în echipa noastră. Încearcă să ruleze antrenorul Virgil Georgescu ca toate jucătoarele și cele de pe banca de rezerve. A fost ținut acolo, da. Atac pozițional am încercat, s-a dat 9 metri. Pe partea dreaptă și acum... Carmen încearcă o pătrundere, dar a fost blocată. Ia pozițional. Se intră în pasiv, în curând. Dar pentru mingea a fost o pasă puțin tare de blocarea mea din partea Alexandrei. Am greșit pasa și... și primim gol. Așa, așa e în sport. Așa e în tenis. Numărul 7 de la
din partea echipei din Slobozia, Toporanu Elena a înscris. În acest minut 26. Am greșit deocamdată pasele, mă rog că am refuz rapid și acum încercăm o angajare pentru Carmen Anehei. Blocaj bun al fetelor de la Slobozia. Mingea ne revine și acum Alexandra Georgescu încearcă combină. Să angajeze pe Carmen. Este oprit acolo pe linia semicercului de la 7 metri, se bate de la 9, lovitură liberă, șut pe lângă porții portăriței din Slobozia. Am ratat această ocazie de a înscrie din nou și acum slobozecele s-au și mutat în terenul nostru. Fault în favoarea oaspetelor. Meciul este oprit deocamdată, se repune mingea în joc, se plimbă mingea pe semicercul de la 9 metri, ne apărăm deocamdată bine, nu le dăm prilejul fetelor de la Slobozia să se apropie de poarta noastră. Șut Alexandra frumos. Contraatac și gol în acest moment, 12-6 este scorul, cu numărul 13 de la noi, Bădică Denisa marchează. Un gol frumos pe contraatac. Încearcă să recupereze, dar nu au pe unde să treacă, doamnelor și domnilor, după cum bine vedeți. Fetele antrenate de Virgil Georgescu stau foarte bine în apărare. S-au comis acolo pași, iar un contraatac foarte bine a gândit Alexandra. Și trage în bară. Din păcate, Ioana, numărul 11, a tras în bară. Nu prea e caracteristic jucătoarei noastre, Iordan Ioana, să rateze din asemenea poziții, dar am apărat foarte trâmplă. Bine, iar portărița noastră, Florina, face lucruri foarte bune astăzi, are un meci foarte bun. Alexandra pasează, încearcă să-și găsească o echipieră liberă. Mingea se plimbă pe semicerc. Poziționare. 12-6 în continuare pentru Nova Force în partida cu Clubul Sportiv Școlar Slobozia. În atac fetele noastre, Alexandra Georgescu angajează pe Carmen Anehei și nu se acordă nimic. A șutat pe lângă poartă. Numărul 7, Cazacu. Cazacu Colina. Avem două blonde. Da. Avem 7 metri, Alexandra atrage de la 7 metri și gol! Dreapta jos din nou. 13-6. Cum de spus că poate Alexandra Georgescu. Am lucrat adversarele, nu știu. Nu urmăresc TV George. Da, corect. Atmosferă frumoasă în sala sporturilor din Giurgiu. Am recuperat mingea. Alexandra a încercat un contraatac. Pasă. A fost un fault în atac. Considerat fault în atac. Așa a considerat arbitrele partidei. Și angajare frumoasă. Frumos pe extremă. Sigur, pe extremă, gol înscris de către slobozence, numărul 7, Toporeanu Elena a fost cea care a înscris, stimați spectatori. Scorul devine 13-7 în ce minut, Dani? În minutul 26. Așadar, ne apropiem de finalul primei reprize. Avem un scor confortabil, dar nu e bine să ne relaxăm, să ne relaxăm. Trebuie să marcăm, fiindcă în alte situații nici adversarii noștri sau adversarii noastre, mai exact, nu ne-ar ierta. Absolut deloc. O mingea frumos. O pătrundere foarte interesantă și un gol senzațional marcat de numărul 13, doamnelor și domnilor, de la noi, Bădică Denisa. Iar scorul devine 14-7.
Deja antrenorul din Slobozia și cam pune semne de întrebare. Fetele lui joacă clar sub o presiune puternică, atât din partea fetelor antrenate de Virgil Georgescu, cât și a Sălii, care pune presiune pe jucătoare. Un contraatac senzațional, iar numărul 11, Ioana Martin, scrie. Ioana Iordan, din nou gol frumos, puțin pe dreapta centru, zic așa, a pătruns de fapt de pe dreapta spre centru și a scris din nou. Cu om pe ea. 15 la 7. Mai sunt 3 minute de joc. Și oaspetele noastre au pierdut mingea. Întârzie repunerea. Nu se acordă nimic, mă refer la sancțiuni. Da. Am repus mingea în joc. Și după cum bine vedeți, deja Alexandra este ținută departe de semicerc. Greșim pasă, se recuperează, iar fetele din Slobozia pleacă pe un nou atac pozițional. Și 7 metri. Da, angajare bună a pivotului pe semicercul de la 7 metri și să vedem cine încearcă să transforme. Jucătoarea de la Slobozia, același număr 8. Da, e Adina Anistor de la Slobozia, da. Numărul 8. Trage și machează. Bună, bună. Foarte aproape. Foarte aproape. 7 metri. Da, are un procentaj foarte bun Adina. Adina Anistor de la Clubul Sportiv și la Slobozia. Exact. Alexandra trage și prinde picioarele portăriței, marchează, iar scorul devine în acest moment 16 la 8. 16 la 7 deocamdată. Să vedem ce spune și tabela. 16 la 8. Ia. Da, așa e dreptate. 16 la 8 în acest moment. Pentru Nova Force. Florina apără din nou, se caută iar un contraatac. Cazacu se duce frumos și înscrie. Este vorba despre Corina Cazacu. În minutul 29, scorul devine 16. 17 scorul și acum încearcă slobozencele să se apropie de poarta noastră. Un fault, lovitură liberă, revin în poziția mingii. N-au bătut de unde trebuie, n-au repus mingea de unde a trebuit și încearcă să-și organizeze și aceste fete de la Slobozia un atac. Pierd mingea fiindcă interceptăm noi. Recuperăm, să duce Carmen. Numărul 15, da. Acum este gol, acum este 17-8. La 8 și în ce minut suntem, Dane? Tu ești cu... În minutul 29. Așadar, 30. Suntem aproape de 30. Finalul primei reprize. S-a terminat partidul. Și s-a terminat prima repriză, pauză frumos. Pauză la 17 la 8. Să fim corecți. A fost o lovitură, au fost o arunce de la 9 metri, dar fetele din Slobozia au refuzat să mă tragă pentru că au renunțat. Scor categoric la pauză, diferența e clară între cele două echipe. Și să urmărim ce va fi și repriza a doua. Deocamdată, fiind pauză, să mai spunem că la Federația Română de Handbal, vreau să zic de fotbal, s-au făcut niște schimbări. Domnul Cristian Gațu, un mare handbalist al României, care a fost președinte, sau mai este încă, și-a anunțat retragerea, lăsând locul celor mai tineri. Am mai vorbit la TV Giurgiu despre această retragere. Chiar suntem curioși să vedem cine va candida pentru postul vacant lăsat la Federația Română de Handbal. S-a rulat între timp partida, fetele noastre de la Cesenova Force atacă de această dată de la stânga la dreapta, după cum dumneavoastră priviți micile ecrane.
național, se va da 9 metri. Trage și înscrie cu numărul 11, ca Ioana, Iordan Ioana. Dacă mi-aduc bine aminte, tot o fată, o handbalistă care a întărit rândurile echipei Nova Force din această vară. Da. Ce e acolo? S-a arătat un cartonaș galben pentru o jucătoare de la Giurgiu, de la Nova Force. E vorba chiar de cine ai spus înainte, de Ioana. Corina Cazacu sau Ioana Iordan? Ioana Iordan. Ioana Iordan, da. O torpilă apără Florina. Gata să ne luăm un gol. Să luăm un gol, dar să și interceptăm această minge. Din păcate n-am făcut-o. Mingea din nou la echipa oaspete. Pozițional acum plimbă mingea, încearcă să... Cu numărul 6 bade Elena. Să facă un fel de breșe în apărarea noastră. Numărul 6 trage, dar apără. Și cine a apărat? Cătuiești cu portare. Stan. Florina Stan. Stan Florina de la Nova a fost, stimați spectatori, apără din nou și suntem noi acum în atac. Nu dă prea multă viteză acestui atac. Carmen Anehei este atacată acolo, fautată. Lovitură, s-a recuperat în joc rapid. Denisa a fost la minge din nou, Anehei, Carmen și acum șutează, dar este blocată jucătoarea cu numărul 8, Alexandra Georgescu. S-a arătat și 7 metri. Nu știu dacă a fost și eliminare, n-a fost parcă, nu? Nu. N-a fost, nu am văzut. Alexandra și gol. Din nou imbatabil marchează. Unde a tras? În stânga portarului. Deci, practic, cam tot în zona porții care ea este obișnuită cu acel colț. 19-7, estimați respectatori. De acum, nu știu, eu cred că ne facem... Este 19-8. 19-8, ne facem idee doar despre cât va fi scorul la finalul, meciului. Finalul meciului și gândurile, cred că ale antrenorului Virgil Georgescu încep să zboare spre etapa următoare de la Junior 1 și etapa următoare de la Divizia A. Că? În Divizia A vor juca weekendul viitor la Piatra Neamț. Da, o echipă foarte puternică, echipă veche în Divizia A. Au recuperat fetele din Slobozia. Plimbă mingea, încearcă o pătrundere, caută breșa și bagă, doamnelor și domnilor. Extrema stânga atacului celor de la CSS Slobozia a încercat să recupereze mingea, dar a prins o petușă, motiv pentru care noi am repus mingea în joc și pornim încă un atac pozițional. A scăpat mingea, dar a fost că s-a furat fault. Am revenit în posesia mingii, cum s-ar spune, și acum încercăm pe partea Alexandra stingă. Trage puternic. A fost gol și un gol frumos care a surprins-o pe portărița de la Slobozia. Da. De lângă coapse, cum s-ar spune. O ghiule care a surprins-o pe portărița de la Clubul Sportiv Școlar Slobozia. Și dacă bine, scorul este 19-8 în acest moment. Așa, minutul 33. Atacă fetele în echipament închis. Este faultată jucătoarea cu numărul 8 de la oaspete. Este vorba de Nistor Adina. Au repus mingea în joc fetele de la Slobozia. De numărul 6 la minge, Elena Badea. Luată în brațe. Ținută foarte bine acolo. Așa. Carmen a ținut foarte bine, a închis bine acolo. Care și marchează, dar și ține bine, nu? Da, joacă foarte bine atât adversarul direct în atacă și în apărare. Faza de apărare, da. S-a dat un 7 metri acolo. Călcând semicercul, ce să facem? Se întâmplă lovitură de la 7 metri pentru Slobozia. Să vedem dacă va fi aceea jucătoare care a marcat numărul 8.
Acela e numărul 8. Numărul 8. Ai și ghicit-o. Trage și apără. Da, cu prețul unei accidentări, portărița noastră și-a fugit datoria. S-a acordat mingea oaspetelor, dar se oprește meciul, fiindcă mingea a fost puternic aruncată de la 7 metri și se pare că are ceva probleme la încheietura mâinii drepte. Cred că i-a dat peste cap. Posibil, posibil să fie avut mâna slabă, cum s-ar spune, și să-i dat peste cap. Să sperăm că nu să fie probleme. Nu, pentru că este un portar bun și avem nevoie de el până la sfârșitul meciului. Oricum se acordă îngrijiri medicale, dar așa e, sport, ce vrei, asta este. Cât mai ține această pauză, vreau să spun și telespectatorilor, tu poate nu știi că ai stat cam mult prin Franța și până să vin în România din nou, trebuie să spunem noi acum că la Slobozia, de unde sunt aceste fete, cineva, un nene care se numea, dacă mi-aduc aminte bine, Ilie Alexandru, a construit o fermă ca în serialul Dallas. Așa. Și alături acolo și un turn Eiffel. Așa că da, tu te-ai dus aminte. Pe la turn Eiffel, pe acolo, pe aminte. Viu. Da? Da. Și a făcut un turn Eiffel care a atras atenția. Era vocea cu Dallasul de Slobozia. Sigur, Dallasul de Slobozia, ți-ai adus aminte. Da, 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 da. Fetele din Slobozia încearcă un atac pozițional. Așa că se leagă turnul Eiffel și cu Slobozia și cu Giurgiu și cu Dallasul. Exact. Așa. Bine că la ora asta nu știu dacă mai există acel turn Eiffel în miniatură, să zic așa, fiindcă, nu știu, au decăzut și pe acolo multe lucruri. Se joacă pe extreme. Fault în favoarea oaspetelor. Șut și gol. De data chiar asta a surprins-o pe Stan Florina de la Nova Force, portărița noastră, a fost surprinsă de acest șut. Golul cu numărul 9 a fost înscris de... Avem golul numărul 9, acesta este golul numărul 10, minutul 38. Cu numărul 8, aceeași badea, mă scuzați, Nistor Adina. Mi-a părat foarte bine. Mă scuzați, un contraatac, iar Ioana înscrie... Gol frumos. Este specific. Gol frumos. Înscris de această handbalistă care chiar trebuie să spunem are și fizic adevărat de handbalistă bună și în faza de apărare, dar și pe contraatac dispune și de viteză, iar între timp, așa cum a spus și Dan, mai obțin slobozencele încă o lovitură de la 7 metri. Aceeași la 8. 29 pentru Nova Force. Este 21-9. 21-9? Da. Colegii nu știu, au rămas în urmă cu numărătoarea, dar nu-i nimic. Am primit gol. Este 21-10, numărul 8. La echipa din Slobozia, Nistor Adina, are deja în acest moment 6-7 goluri. Una din ghetele formației. La noi conduce detașat. A oprit oaspetele acest atac al nostru pentru moment. Ne-a revenit mingea, din nou sunt oprite fetele noastre și acum șut, mare gol. Așa, da. 13 frumos de la noi. Denisa, da? Da. Denisa Bădică. 22-10. Este scorul în acest moment, în minutul 39. Deja galeria face o atmosferă senzațională în sala sporturilor din Giurgiu. E galeria noastră renumită, care nu există eveniment. Da, au greșit fetele de la Slobozia, au pierdut mingea. Vreau să spun că nu e nelipsită această galerie de la evenimente sportive, cum spuneam, indiferent că e fotbal, basket sau handbal. O să vă spun câteva cuvinte și despre galeria noastră puțin mai încolo. Urmărim acest atac al echipei noastre. Mingea pe la numărul 13, Bădică Denisa, și acum fautată pe partea dreaptă. Carmen. Da, micuța Carmen Anehei.
ne revine mingea, a trecut la Alexandra Georgescu, încearcă pe centru să pătrundă Carmen Cazacu. Carmen Cazacu? Nu, Cazacu e cu numărul 7. Cazacu e cu numărul 7, am confundat-o cu Carmen Anehei. Din nou se întârzie, n-ajunge la poarta slobozencilor, a fost un fault acolo și pierdem până la urmă această minge. Pleacă, încearcă să plece pe contraatac slobozencele, numărul 8 la minge, pasă în continuare, gol. Gol înscris de numărul 14, doamnelor și domnilor, este vorba despre Constandache Elena. Constandache Elena este primul gol al ei. Da, e numărul 14. Iar scorul devine 22-11. Am mai auzit, da, deci, am mai auzit de galeria asta, un lucru frumos, extraordinar, dacă avem timp să spunem, urmărim și atacul echipei noastre. Carmen pasează pentru Alexandra. Se apără puțin tot ce preț. Se apără puțin tot ce preț, da. Bine, a încercat pătrunderea, dar a fost blocată. S-a refuz mingea în joc. 13 pasează în extremă. A intrat pe teren cu numărul 17 la noi. A pierdut mingea și acum pleacă pe contraatac slobozencele, pasă pe partea dreaptă singură acolo, dar apără portarul nostru, portărița noastră mai exact, stimați spectatori, și acum revenim pozițional, ne ducem încet. Uitați-vă la ele cât de relaxate joacă deja, în după 11 goluri. Poarta slobozencelor. Alexandra trage o torpilă și înscrie în sfârșit acea torpilă. Da, are șut puternic. Dar nu știu dacă a fost Alexandra. Ba da, Alexandra. Alexandra a fost. Alexandra a fost. Minutul 42 în acest moment. Alexandra Georgescu, iar scorul devine 23-11. Se apără foarte bine, bine acolo, da, cu numărul 13 bine de la noi, Bădică Denisa. Petele din Slobozia primă mingea pe Semiceco, scapă, da, acolo. Da, execuție frumoasă din punct de vedere tehnic și înscriu numărul 15. Numărul 15. Sabina Badiu. Badiu, da? Da. Sabina Badiu a scris pentru Slobozence. Scorul cred că este bine arătat pe, da, ecran, 23-12. 23-12. Deci cam pe jumătate suntem acolo cu plus valoarea, cum s-ar spune. Am pierdut mingea, fetele din Slobozia pleacă repede pe un atac. Nu este ajutată fata din Slobozia, de-abia acum au venit și alte colegi. Numărul 13 de la Slobozia a fost faultată, Adriana Dincă. Au repus slobozencele mingea în joc, dar pierd mingea. Cred că a fost pași acolo. Am intrat în posesia mingii și acum încercăm să surprindem apărarea slobozenilor. Pierdem pentru moment mingea, dar se acordă de către arbitre fault în apărare, deci nu, pentru noi. Mingea ne revine, a trecut mingea pe la Denisa. Acum pe la Denisa. Carmen. Joacă cu Alexandra, dar a șutat Alexandra? Da. A șutat, da. Alexandra a fost așutat, dar pe lângă poartă. Am impresia că dacă ar fi pe poartă, toate mingile astea s-ar pune gol. Adică ar intra în gol, dacă ar fi pe spațiul porții. Dar uite că mai sunt și șuturi care nu nimere spațiul porții, spre șansa slobozencelor, și acum urmărim acest șut. Gol. Gol în acest moment cu numărul 6. Mingea a trecut pe lângă poartă, dar nu. Mingea s-a dus în plasa porții apărate de Florina Stan. Ba de Elena, am scris de la CSS Slobozia. Iar noi repunem mingea de la mijlocul terenului. Și vă spuneam, stimați telespectatori, că această galerie de care știm cu toți acum și a propus ca peste puțin timp să facă un gest nobil, vrea să strângă bani din
toți componenții galeriei să pună ceva bani, fiecare cât poate, pentru a ajuta un copil nevoiaș din Giurgiu. Și cu această ocazie fac public și eu acest lucru. Ei vor să mai li se alăture și alți oameni care au putere financiară să-i ajute ca la final acel copilaș să aibă cu ce fi ajutat, în sensul că este foarte bolnav, grav bolnav și are nevoie părinții de o anumită sumă de bani de care nu o dispun la această oră. Așadar, Marian Prodan și cu ai lui Haiduci vor să facă un lucru bun, o faptă umanitară cu acel băiețaș din Giurgiu. O să revenim noi în zilele următoare cu mai multe amănunte despre acest... Revenim la meci. Revenim și la meci. Și tocmai numărul când... 6 a fost accidentată. Ne face semn că nu este nimic grav, a fost un alt contact. Dar tot noi avem posesia mingii. S-a jucat extrema și apără portăriția de la Slobozia. Recuperăm noi mingea. A pierdut Tambarisa din Slobozia mingea pe acest contraatac, o bună fază pe care au pierdut-o. Au irosit-o. Puteau și... să mai reducă din diferență. Sigur, și acum... o intercepție și un contraatac. Se duce până în poartă. Carmen Anefrida a faultat-o, a talonat-o până la linia de 7 metri și acolo au intervenit arbitrii. Domnul Georgescu oferă indicații pe marginea terenului elevilor sale. Bine, sunt convins că nu i-a convenit replierea fetelor sale. Așa, și gol pentru Slobozia. Numărul 8. Numărul 8, cine este? Adina Nistor. Da. Pentru Slobozia a scris în această lovitură de la 7 metri. Iar și... scorul devine 23-14 în acest moment. S-a mutat jocul la poarta slobozecelor. Carmen Anehei face o fentă. Fetele din Slobozia au avut apără. Fetele din Slobozia au avut 3 goluri consecutive fără ca noi să mai marcăm absolut deloc în acest Se mai întâmplă la handbal, mai ales când scorul pe tabela de marcaj arată ce arată, 23-14. De data asta, ultimul atac al nostru a fost apărat de Petre Portăriță și slobozencele încearcă acum să mai reducă din acest scor. Pe lângă poartă a aruncat... Erau 11 goluri. Numărul 9, Eliza Mane, a aruncat pe lângă poarta noastră și ne mutăm acum cu atacul la portărița Oancea Cristina de la CSS Slobozia. Luată în brațe acolo... Numărul 13, Denisa Bădică. Repune mingea. Carmen pe partea centrală de data asta. Abdullah Bădică la Denisa. Tot Carmen pe partea Alexandra. Stângă la Alexandra. Din nou Carmen. Blocată, e blocată. S-au prins la urmă adversarele de aceste scheme ale giurgiuvencelor. Și va fi un Au blocat jucătoarea care urma să arunce, să finalizeze acest atac. Și repunere de la 9 metri. Trage iar de la șold, dar în blocaj. Vom repune tot noi mingea din colțul terenului. S-a cerut timeout din partea antrenorului de la CS Nova Force, domnul Virgil Georgescu. Pauza așadar la 23-14. Câte minute mai sunt, Dane, pentru de joc? Mai sunt 12 minute, 13 minute de joc. Nu, mai bine spuneai 12 ca să nu fie număr cu ghinion. Exact. Așa, deci s-a dus la 13, suntem în minutul... Deci mai avem 12 minute, mă iertați, de joc și Nova Force, Giurgiu conduce detașat pe clubul sportiv școlar din Slobozia, stimați telespectatori. În prima transmisiune, să zicem, comentată de la TV Giurgiu, cet încet ne vom pune pe roate și vom... comenta și alte evenimente sportive. Suntem la început de drum. Basket și de la fotbal, dar știți cum e, așa este la început de drum, încet, încet se vor așeza lucrurile să fie cât mai bine.
cel puțin pentru TV Giurgiu, televiziunea noastră, care nu va face rabat și nu va lipsi de la niciun eveniment important, sportiv cel puțin, din care se va desfășura în orașul nostru, seria Partida, mingea la Giurgiu Vence, șut Alexandru de pe partea stângă, aparat acolo, dacă am văzut bine, de la distanța portărița asta. Portărița din Slobozia. Din Slobozia. Și acum reau atacul la poarta noastră. Slobozencele pătrunde pe partea stângă jucătoarea, să vedem ce număr a avut. A fost Adina Nistor, da, care din fericire se duce, pentru noi, n-a înscris. Ratăm și noi acum, imediat s-a mutat se jocul. S-a dus de Nisa până în poartă, a vrut să intre cu mingea, dar au oprit-o fetele din Slobozia. Totuși mingea ne revine, da, și încercăm acum să... Carmen intră, pătrunde și gol! Gol, doamnelor și domnilor, o pase foarte bine tehnică, găsită. Tehnică, da, Ane, această fată, cum ai zis că o cheamă... Anehei Carmen, numărul 15 în echipa noastră. Ai spus că sunt două blonde, nu? Două handbaliste blonde, da, în echipa noastră. Că e și ăsta un reper, dacă e să o luăm așa. Probabil sunt mai multe. A scăpat acum jucătoarea din Slobozia și a făcut loc. Și am primit gol de la numărul 8. A găsit o fisură în apărarea noastră și a lăsat-o jucătoare Giurgiu Vence singură pe semicerc și a bătut-o pe Florina Stan. Mingea la noi. Fault, repunem. Încercăm să dislocăm apărarea slobozencilor. Mingea a trecut pe la Carmen, pe la Denisa, a care a șutat, da, se oprește meciul. A văzut, arbitrele fault la Denisa Bădică. Am repus mingea din nou, din această lovitură liberă, din nou Bădică. Se caută extrema. Pe partea dreaptă a fost mingea acum la Carmen și e fault pierde sau... Nu, pierde mingea. Pierde mingea, dar... N-a fost considerat fault, absolut. De loc să duc fetele pe contraatac la Slobozia. Se așează într-un pozițional. Am crezut că vor duce contraatacul până la capăt, dar nu. Deci ne-au repliat și noi destul de repede și, da, am întârziat atacul dinainte. A fost o lovitură mică acolo. Da, se dă. Despre se dă cartonaș galben. Eliminarea de minute. Tomai Alexandra Georgescu a primit cartonaș galben și eliminare. Două minute. Cum ai spus tu, Dan, e foarte bine văzut. Atac în partea superioară, da? Da, la gât, o lovitură periculoasă. Văd că mai are probleme și la gleznă, jucătoarea din Slobozia. Asta cred că din căzătură s-a călcat. S-a pricopsit, cum s-a spune pe românește la noi. Dar se ridică. E bine că s-a ridicat, nu e nimic periculos. Numărul 8. Numărul 8. Nistor Adina, una din jucătoarele bătăioase ale echipei din Slobozia. Am scris cam s-a reluat majoritatea partida și ei. Să vedem dacă se dă 11 metri. 11 metri. Dacă se dă 7 metri. Pare să că s-a da, dat. Da, da. Este acordat 7 metri. Cel puțin de la distanța unde stăm noi s-a văzut clar că a fost faul, dar mă gândeam că poate a și simulat jucătoarea din Slobozia. Și-au închis arbitrele cu... Arbitrele au fost aproape de fază, șut și scrie numărul 8, aceeași Adina Nistor de la Slobozia. Dacă am nimerit bine, să nu spui, Dane. Da, 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 numărul 8 Adina Nistor. Dacă mai stăm 2-3 ore pe aici, învățăm toate jucătoarele ce numeream. Exact. Iar scorul în acest moment este 24 la 16. A încercat la poartă, au aplocat apărarea celor din Slobozia, a revenit mingea în posesia fetelor de la Nova Force, fault, a fost și în acum din nou Denisa pasează pe partea dreaptă, un contraatac și să vedem acum ce fac Slobozencele, au scăpat singure. Nu, no. No, a tras pe lângă poartă. Deci mare ratare pe fundul
unei stări de nervozitate și unei presiuni oferite de antrenorului Virgil Georgescu, de tribune, care sunt convins că e nemulțumit practic de felul cum s-au repliat fetele, nu de scor, fiindcă scorul este 24-16, nu se mai pune problema câștigătorului. În ce minut suntem, Dane? Ne apropiem de minutul 50. Minutul 50, mai sunt 10 minute, da? În această partidă, nu? Așa, când Bădica a încercat să se infiltreze acolo pe semicerc, este blocată. Mingea ne revine nouă. Este acordată de către arbitru. Puternic apără Cristina Oancea din Slobozia. Acest șut destul de puternic al unei handbaliste și ea destul de puternic. Un forțul, da. Da, are șut foarte bun. Se cere oprirea meciului, întreruperea meciului, pentru că jucătoarea din Slobozia cu numărul 6, da, este vorba despre Badea Elena, se resimte. Acuză o lovitură la cerul stâng. Galeria își susține favoritele. Nu știu dacă va mai reintra jucătoarea din Slobozia. A fost schimbată de numărul care, 4, Popa, da, Dumitrița. Cred că la gleznă a avut vreo întorsă ceva, fiindcă nu putea mai să calce. Sigur. Nu, că nu așa să calce. Pozițional. Și pe lângă, iar noi plecăm pe contraatac în acest moment. Ops, alunecat. Se mai întâmplă și asemenea momente pe parchetul sălilor de sport în care se desfășoară asemenea partide. Uitați-l pe partea din dreapta, este antrenorul la acest Slobozia, gesticulează, este puțin cam nervos. Bine, nu cred că e nervos din cauza scorului, poate din cauza prestației asupra jucătoarei lui, care n-a fost penalizat de către arbitre. Cred că altfel nu găsesc să aibă o motivație de ce s-ar adresa oficialilor. Lucrătoare ce este să ridică și va continua partida. Tot la Glezna a avut și ea ceva probleme, dar bine, mingea ne aparține, să vedem acum dacă vor reuși fetele noastre să scoată ceva din acest atac. Se infiltrează pe partea dreaptă jucătoarea noastră cu numărul 8, Adina Nistor, dar șutează pe lângă poartă și acum slobozencele se apropie încet, încet în acest duet spre semicercul nostru. Da, mai avem cam 7 minute jumătate de meci din această partidă. Au pasat bine până acum, dar este luată în primire de fetele de postate pe centrul apărării de la Nova Force, s-a repus mingea de timp, din nou blocate, mingea totuși a ajuns la... Și, din păcate, portărița noastră scapă mingea printre picioare și primim gol. A tras cu numărul 8 de la Slobozia Nistor Adina, iar scorul devine 24-17. Au recuperat foarte bine fetele din Slobozia, recartul este doar 7 goluri în acest moment. Maximul a fost de 13 la un moment dat, prin minutul 42, diferența era de 12-13 puncte. Acum sunt decât 7. Trage Alexandra, frumos, o torpilă specifică, ei chiar lângă bară și rușie. Gulea să vedea această minge, vin cu porții 25-17 Cristinei Oancea din Slobozia. Minutul 54. Scorul e corect, da, care da, e pe tabela noastră, 25-17. Oricum, diferență de goluri nu e de colea, să stăm bine. 6 minute de meci. Și acum slobozencele încearcă să își găsească o greșe în apărarea dugiuvencelor. Nova Force se apără bine pe semicerc, șutează de la distanță. Numărul 8, Adina Nistor, apără Florina Stan de la Nova Force, și repune rapid colegele
pe contraatac, dar aici stopăm, nu mai acționăm prea repede în viteză. Suntem nici mai agresivi în gol. Suntem poziționali, cum s-ar spune. Da. Carmen încearcă ceva, ajunge mingea la... Denisa și-a fost blocată în numărul 13. Blocaj, da, la Denisa, repunem din nou mingea, din nou Carmen, pe partea cealaltă Alexandra. La Alexandra. Sigur, continuă, Dane. Avem acolo frumos pe extrem, a găsit-o, dar din păcate nu a reușit să înscrie numărul 2. Ce am observat, cam puține goluri s-a dat de pe partea dreaptă da, la echipa noastră. Da, extremele nu au fost... Adică nu a ratat. Am ajuns în poziții bune să șutăm la poartă, dar am ratat, drept dovadă că a văzut acest lucru și antrenorul Virgil Georgescu, care... Motiv pentru care a cerut un sigur. Deci pauză aici în sala sporturilor din Giurgiu, la partida Nova Force, Clubul Sportiv Școlar Slobozia. Scor 25-17. Evoluție bună până acum a echipei noastre. Ar fi păcat să nu avem prestații de genul ăsta, mai ales la Junioare 1, unde echipa noastră încă joacă, are vârsta necesară de a activa la Junioare 1. Și încet, încet prindem chiar și experiență pentru divizia. În altă ordine de idei, pentru campionatul de junioare 1 ne ajută foarte mult faptul că acționăm și în divizia A, că bătăm mai multă experiență și atunci cu siguranță, fiind singura echipă de altfel din campionatul de junioare 1, atât junioare 1 cât și divizia A, de unde fetele nu provin de la școli și licee cu profil sportiv. Și acest lucru, în special rezultatele, sunt enorm meritul antrenorului nostru, Virgil Georgescu, domnul profesor Virgil Georgescu. Și al oamenilor care ajută acest club Nova Force și această echipă de handbal Nova Force. Da. Au ratat oaspetele noastre și... O apărare agresivă acolo. Mingea tot lor revine. S-a dat mingea stopozicilor în urma acelui fault. Încearcă să găsească o breșă. Pe partea stângă mingea este faultată, într-adevăr, jucătoarea din Slobozia. Nu știu ce au acordat arbitrele. Cred că nu, va fi și fault, să vedem dacă și-a și fost eliminare ceva. Nu am văzut nici eu. Numărul 15 de la Slobozia. Vreau să spun pe pauza asta, Dane, că surprinzător, într-o ședință a Consiliului Local, mi-a părut rău că era vorba tocmai de un prieten al meu, de domnul Ionel Dinu, care a votat contra pentru un ajutor de 50.000 de lei pentru Nova Force, când același Consiliul Local, din câte știu eu că am vreo 20 de ani vechime în sportul ăsta și știu ce s-a mai aprobat pe la Consiliul Local Giurgiu, s-au acordat bani frumoși și pentru basket și pentru fotbal și ne oprisem acum la acei 50.000 pentru fetele astea pe care le avem și ne reprezintă cu mândrie. Mândrie, da. Avem și noi o echipă de handbal. N-am avut până acum un an, doi handbalul pe asemenea trepte. Au mai fost ceva încercări la copii, la școli, dar așa ca să avem o echipă în divizia, n-am avut. Și îmi pare rău de domnul consilier că este și el un fost sportiv și fost sportiv de valoare la Victoria București. Eu chiar o să-l invit la o emisiune la Sport Arena și să vedem de ce nu place handbalul sau să vedem care a fost motivația, fiindcă nu așteptam de la domnia sa, dar în sfârșit. În minutul 57, Alexandra Georgescu a mai marcat o dată. Bară, șut frumos, puternic, bară și din nou ratare, a doua ratare a slobozencilor, o fază frumoasă dacă e să o luăm așa, să o disecăm, dar păcat că nu s-a terminat cu gol pentru ele, dar în rest faza a fost frumoasă cu două lovituri la poartă, bară, din nou a șut, dar pe lângă poartă și acum se vedem mai sunt aproape 3 minute de joc. Carmen, mingea a ajuns la Adina. Nu la Adina, mă iertați, la Denisa Vădică. Acum Carmen a scos pentru Denisa, Alexandra pasează în partea stângă. Interesant este că totuși... O altă torpilă marca Alexandra Georgescu. N-a e deja marca, poartă de data e deja marca înregistrată acea torpilă. Totuși s-au apărat destul de bine și
fetele de la Slobozia. Chiar dacă scorul nu arată acest lucru. Da. Ele cred că au fost deficitare când facem nota, când adunăm ratările. Da, iar acum avem încă un 9 metri. Atrage puternic și apără portărița noastră. Am încercat un contraatac, dar se mai întâmplă la 26-17, ne apropiem și de finalul de partidă, nu? Un minut și jumătate am mai rămas aproape până la finalul acestei partide dintre CSNOVA. Stimați spectatori, am acum un adevărat metronom aici, cronometrul lângă mine se numește Dan Dobre, am încredere în el când întreb de ceas, așadar a trecut de nici un minut jumate nu mai avem, ne apropiem de finalul de partidă când slobozencile pierd foarte ușor mingea și acum pe contraatac. Reușesc, nu reușesc, ce a fost acolo, n-am văzut prea fost bine. A fost un șut pe poartă, dar... Alexandra Georgescu a fost pionul principal, actorul principal în această fază, nu a reușit să înscrie și acum... Ea a încercat să recupereze mingea, șutat-o pe poartă de o altă colegă. Să vedem dacă mai au timp fetele de la Slobozia să mai înscrie vreun gol sau dacă nu. 26 la 17, s-a fluierat un time-out. Time-out acum la final, da. Aproape de partidă, da. În sfârșit, chiar e curios. Trebuie să cine l-a cerut, dacă ai fost atent. Nu am fost atent, din păcate, la acest lucru, pentru că mă uitam pe foaia de joc să văd exact cine a marcat și cam cât de la noi. Și avem în felul următor, Constantin Ana Maria a avut 2 goluri, golghetera noastră, evident capitanul echipei Georgescu, Alexandra, 10 goluri, 5 goluri a marcat și Iordan Ioana, numărul 11, tot 5 goluri a avut și numărul 13, Bădica Denis, a uitat și galeria noastră, iar mă scuzați domnilor și domnilor, Anehei Carmen a înscris și a 4 goluri. În total 26 de goluri până în Seria acest moment. Seria partida, stimați telespectatori, mingea la oaspete, static, pozițional, mai bine zis, încearcă acum să iuțească puțin. Mingea tot pe centru se duce, se ajunge pe partea dreaptă, blocată acambalista din Slobozia, care totuși înscrie și acum să vedem dacă ne-a mai rămas timp. Să înscriem și noi. Da, mai sunt câteva secunde. Da, a fost fautat acolo jucătoarea de la Nova Force. Se grăbește să repună rapid. 9 metri, șut pe poartă și blocată agembare, din păcate. A fost un fault acolo. 26 la 18, cu câteva secunde înainte de fluierul de final al partidului dintre CSNOVA Force și CSS Slobozia. Ratează din nou echipa din Slobozia și în acest moment se aude fluierul final. Așadar, stimați telespectatori, o nouă victorie pe teren propriu de data asta a echipei noastre Nova Force Giurgiu în fața unei formații care totuși a pus ceva probleme, Clubul Sportiv Școlar Slobozia. Da. Cred că pe terenul lor sunt mult mai combative și trebuie să depui mult efort ca să faci față. Se vede că totuși e o echipă bună în această serie din campionatul de junior 1. Da, fetele salută publicul. Am să menționez repede cine am înscris de la Slobozia. Badea Elena a marcat o dată, Topoarea Elena de 2 ori, golghetera de la golghetera de la Slobozia a fost Nistora Dina cu 9 goluri, 2 goluri de Soranu Alexandra, un gol Dincă Adriana și 3 goluri Constandache Elena.
Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Așadar, stimați telespectatori, victorie frumoasă pentru Nova Force, felicitări pentru Virgil Georgescu și fetele sale. Mihai Dândăreanu și Dan Dobre vă mulțumesc pentru atenție și vă așteaptă și la alte evenimente sportive la TV Giurgiu. Numai bine! Numai bine!